Bun găsit! Peste 200 de motocicliști din țară și din străinătate au participat sâmbătă la cea mai mare paradă moto din județ, dând startul proiectului Pelerin în Bucovina. Aceștia au plecat în pelerinaj pe traseul Cetatea de Scaun, Putna și Retur, fiind întâmpinați de președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur în localitatea Păltinoasa. Șeful administrației județene s-a alăturat coloanei pe una TV până la Cacica, dotat cu un drapel Hain Bucovina. Parada a avut ca punct de plecare platoul Cetății de Scaun a Sucevei, acolo unde a avut loc ediția de anul acesta a evenimentului Black and White Motor Fest, organizat de Chopper Academy Motor Club. Motocicliștii participanți la acest eveniment s-au încolonat pe drumul de acces către cetate, având cu ei steaguri de pe care se putea citi mesajul Hain Bucovina. De la Cetatea de Scaun a Sucevei au plecat în paradă peste 160 de motocicliști, iar pe traseul li s-au mai alăturat câteva zeci de motocicliști din zona Rădăuți. Sub supravegherea poliției, motocicliștii au traversat Suceava, după care s-au îndreptat către Păltinoasa și Cacica. Coloana de motociclete se întindea pe o distanță de mai bine de 2 km. La prima oprire, în localitatea Vârful Dealului, motocicliștii au fost așteptați de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Acesta a venit cu un ATV pe care a pus un steag cu mesajul Hain Bucovina și s-a alăturat coloanei de motocicliști până în comuna Cacica. Suntem în plină luna diasporei și pelerin în Bucovina. După cum vedeți, și eu sunt un pelerin în Bucovina, astăzi la Cacica, la această frumoasă bazilică de aici, de la Poala Opcinei Mari. Salut inițiativa Clubului de Motocicliști de la Suceava. Au venit în parteneriat cu noi, cu Consiliul Județean, pentru promovarea acestui mare proiect Hai în Bucovina și în cadrul lui desfășurăm câteva zile pelerin în Bucovina. Unul din drumuri este spre Cacica. Uitați-vă câtă lume este aici în zona asta, pentru că au început ștrandurile, bazinele de apă sărată și practic simt că a explodat turismul în această zonă. Uitați-vă și la pensiuni și la bazele de tratament de aici. E un viitor care eu îl văd frumos pentru această zonă. Am ieșit și eu în întâmpinarea celor peste 150 de motocicliști cu un ATV cu care mai circul așa prin pădure. Și mi-am pus steagul acesta al pelerinului din Bucovina, am venit la Cacica, echipa merge mai departe spre Putna. Zilele viitoare o să avem pelerinaj cu bicicletele, apoi pe final vom avea din nou pelerinaj cu motocicletele. Pelerin în Bucovina nu e un lucru nou, de foarte multă vreme vin oameni, mai ales la Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, de Sânziene, era recunoscut această acțiune a pelerinajului. Maramureșenii veneau și dormeau o noapte, două, sub zidurile mănăstirii. Acțiunea are rolul de promovare puternică a turismului și sunt foarte mulți tineri care doresc aceste forme de turism pe jos, cu bicicleta, cu motocicleta, cu trenul, cu căruța, călare. Am început cu câțiva ani în urmă pelerin în Bucovina, la Putna, când o echipă de bicicliști au plecat de la din centrul Vienei, de la Ștefansdom, de la domul lui Ștefan, către Putna. Amintiți-vă că a durat aproape două săptămâni acel pelerinaj care a adus mulți turiști spre Suceava, spre Bucovina. Așteptăm și pe alții să se înscrie în aceste acțiuni și noi o să dăm și un certificat de pelerin în Bucovina pentru cei care parcurg traseele pe care noi le-am propus. O să avem și spre Putna, și spre Hașcadar, și spre Cacica trasee de bază unde salvamontul nostru va fi la post. Însoțiți de șeful administrației județene sucevene, motocicliștii au intrat în Basilica Minor din Cacica, unde li s-a prezentat istoricul acesteia de către preotul paroh. La sfârșit, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a făcut o invitație celor prezenți la marele proiect ștefanian, care va fi lansat anul viitor. Foarte mult vă mulțumesc, mulțumesc părintelui și frumoasei biserici bazilici de aici de la Cacica pentru cuvintele frumoase și răcoarea oferită în această zi de caniculă. Eu vă invit pentru anul viitor deja, pentru că anul ăsta sunteți în drum spre Putna și mă bucur, cei care vă gândiți să intrați în marele program ștefanian. Intenționăm să lansăm un mare program drumului Ștefan cel Mare, unde vom parcurge trasee la cele 40 de ctitorii a Marelui Voievod
și vom începe de la cetate, cum ați început astăzi, și vom termina la Putna pe 2 iulie, începem pe 24 iunie și pe 2 iulie vom termina la Putna pentru că acolo se comemorează moartea voivodului. Deci va fi o săptămână ștefaniană și gândiți-vă de pe acum, dumneavoastră, cei care ați putea să intrați într-o acțiune de pelerinaj, așa cum ați început astăzi. Mulțumesc și eu vă doresc drum bun și Doamne ajută! După o scurtă pauză de odihnă, motocicliștii și-au continuat pelerinajul către Putna, iar după ce au vizitat mănăstirea, s-au întors în coloană către Suceava. Pelerinajul motocicliștilor se încadrează în proiectul turistic Pelerin în Bucovina din cadrul programului Hai în Bucovina, organizat de Consiliul Județean Suceava. Din Alexandria am venit la acest eveniment pentru că facem parte din marea familie Chopper Academy și am venit să vizităm Bucovina, să ne simțim bine și să facem un super spectacol aici. Drumul extraordinar de frumos. E tot ce înseamnă zona asta pentru noi, pentru motocicliști, este un paradis, pentru că serpentine, drumul e bun, peisajele sunt de neuitat, munți, păduri. Ce ne puteți spune de acest prim run moto din Moldova? Din punctul meu de vedere, este un succes total. Mulțumesc tuturor care au participat la această plimbare. Personal nu mă așteptam să fie chiar atât de mulți. La un moment dat am condus coloana și încercam să văd capătul din spate, cred că 3-4 km, am fost la un moment dat două dealuri, nu am putut să văd. E ceva foarte frumos, e ceva special pentru România, care n-a avut parte de așa ceva în ultimii 20 de ani. Cum vi se pare Bucovina? Bucovina e superbă.